Conducerea spitalului de urgență este extrem de nemulțumită de decizia Ministerului Sănătății de a lua cea de-a doua mașină de tip Smurd și a o transfera tot la spitalul de urgență din Piatra Neamț, în condițiile în care Romanul deservește 27 de comune din zona limitrofă și este așezat pe 85, unde sunt accidente pe bandă rulantă. Mașina a fost alocată spitalului de la Roman în 2015, ținând cont de avalanșa de cazuri ce trebuie tratate aici. Legat cu mașina Smurd, ca să spun așa, ca un istoric. Noi, în luna mai 2015, am primit o comunicare, o adresă de la ISU Neamț, precum că au această mașină de terapie intensivă și că vor să o operaționalizeze pe teritoriul, pe zona municipiului Roman. Cei de la Piatra, având două mașini, una pentru Piatra Neamț și cea de-a doua să funcționeze la Roman. Deși inițial spitalul primise asigurări că există toate avizele la sfârșitul anului trecut, s-a primit o adresă prin care se cere spitalului să returneze ambulanța mobilă tip Smurd. S-a solicitat să punem la dispoziție un medic și un asistent. S-a dorit, am vrut, am dat lista cu medicii și asistenții disponibili. Inițial ni s-a spus că toate avizele sunt ok, le avem. Mai departe urma ca cei de la ISU împreună cu DSP-ul să se ocupe de avizele ulterioare, pentru ca acum, în februarie, să, de fapt, noi făcăm tot adrese către cei de la DSP, cum legat de funcționalitate, să primim o adresă că trebuie să avem aviz de la Ministerul Sănătății. Dar acest aviz trebuia obținut nu de către noi. Conducerea Spitalului de Urgență Roman a încercat să obțină în luna decembrie o audiență la Ministerul Sănătății, lucru care nu s-a putut întâmpla pentru că, evident, Ministrul Sănătății era mult preocupat ca să afle problemele unui spital de provincie. Ne-am dus în decembrie anul trecut la minister și am făcut un memoriu prin care să transformăm CPU în CPU Smurd, pentru că fiind mașina Smurd, normal ai UPU, ai mașină Smurd, ești UPU Smurd. Eram CPU, aveam mașina Smurd, să adică modificăm să noastră, structura practic, mașina, să rămână noastră. CPU Smurd. În februarie am primit răspunsul de la Comisia Interministerială, de la domnul dr. Raed Arafat și de la Ministerul Sănătății, de la doamna dr. Bărduț, precum că această mașină nu trebuie să funcționeze la Roman, ci doar la județ și că nu există noțiunea de CPU Smurd. La nivel național, Centrul de Primiri Urgențe nu are cum să aibă mașină timp. Nici propunerea de a se transforma Centrul Primire Urgență în Unitate Primire Urgență nu a fost o soluție viabilă din cauza birocrației excesive din sistemul sanitar românesc. Atunci, având foarte multe cazuri de prezentări în Centrul Primire Urgențe, cu medici și cu dotările corespunzătoare, am spus să încercăm să transformăm Centrul Primirii Urgențe în Unitate de Primiri Urgențe și atunci, având Unitatea Primirii Urgențe, se imediat, de fapt, se aprobă UPU Smurd. Am făcut memoriu, l-am trimis de asemenea către Comisia Interministerială și către Ministerul Sănătății. Pe data de 8 martie, domnul doctor, președintele Comisiei de Interministeriale ne-a spus, conform legii, legea sănătății și a ordinului 1706 din 2007, în ceea ce privește organizarea centrelor de primiri urgențe și a unității de primiri urgențe, nu poate funcționa, deci o unitate primiri urgențe funcționează doar la nivelul spitalului județean, a spitalului reședință de județ sau spitalele de urgență din municipiul București. În restul orașelor, municipii, funcționează doar Centrul Primiri
urgente, compartiment sau centru de primiri urgențe. Ca atare, cererea noastră a fost respinsă. O soluție ar exista dacă conducerea actuală a Spitalului Municipal de Urgență ar fi de acord să înființeze o a doua linie de gardă în care medicii de la CPU Roman să treacă în coordonarea serviciului de urgențe de la Spitalul Județean. Soluția ar fi ca în cadrul Spitalului Județean Piatra Neamț să se, în cadrul unității de primiri urgențe, să se înființeze o a doua linie de gardă în care, da, de gardă UPU, SMURD, care să facă gărzile domnii doctori de la noi pe această mașină, adică mașina să ne-o zona Roman, o trimit către Roman, numai că plata medicilor să fie făcută în contract cu Spitalul Județean Neamț de către județ și nu de noi. Dar domnul doctor Păsălău, care este medicul coordonator al unității primiri urgențe, ne ajută, a spus că face toate demersurile. Acum așteptăm că și la Spitalul Județean au fost schimbări la nivel de conducere. O altă soluție ar trebui să fie legată de schimbarea legislației care să permită funcționarea acolo unde este nevoie a acestui timp de ambulanțe SMURD, care au salvat multe vieți, chiar dacă acestea sunt dintr-un simplu municipiu și nu din orașul reședință de județ. Asta pentru că și cei 250.000 de locuitori din Roman și zonă au dreptul la viață.